O nouă ediție de succes a târgului de nunți Tren Mariaj s-a desfășurat weekendul trecut la Shopping City Suceava. Ajuns la cincea ediție, târgul de nunți din incinta Shopping City Suceava a fost la înălțime și s-a remarcat prin amploarea evenimentului, prezența numeroasă a expozanților, standurile spectaculoase și amenajările deosebite, precum și prin diversitatea serviciilor prezentate la târg. Astfel, viitorii mire au avut șansa de a găsi într-un singur loc, la târgul din Shopping City Suceava, tot ce au nevoie pentru organizarea marelui eveniment. Cea mai mare ediție de până acum a adus împreună aproape 50 de expozanți cu ultimele tendințe din domeniul nunților. Toți cei care se pregătesc de nuntă sau doar visează la acest eveniment au avut ocazia să descopere multitudinea de oferte și servicii pentru marele eveniment. În cele trei zile de eveniment s-au semnat zeci și zeci de contracte, mai ales pentru serviciile care se lasă pe ultima sută de metri, precum berighetele, invitațiile și sticlele de nuntă, prăjiturile și tortul, cabinele foto, dar și decorațiunile pentru serviciile foto-video, mii de tineri în Surăței au vizitat centrul comercial pentru a admira standurile și amenajările de excepție realizate de cei mai buni specialiști din domeniu. Ultimele tendințe în materie de nunți au fost prezentate pe parcursul celor trei zile viitorilor miri care au pășit pragul târgului de nunți de la Shopping City Suceava. Wedding planneri renumiți din Suceava și Botoșani, dar și furnizori de papetărie de nuntă din Cluj și Oradea s-au întâlnit cu viitorii în Sureței la târgul de nunți din incinta centrului comercial pentru a le oferi cele mai bune sfaturi pentru nuntă. În cadrul târgului organizat de Shopping City Suceava au fost prezentate numeroase modele de rochii de mireasă cu trenă lungă sau mai scurtă, cu design deosebit ori cu simplă din dantelă, precum și costume de mire sau de ceremonie de la clasic până la modern. De altfel, nelipsit au fost și celelalte elemente esențiale pentru o nuntă unică, inele de logodnă și verighete din aur alb, galben sau roze, torturi și candy baruri colorate și foarte atractive cu prăjituri pe alese, cupcakes, fondante, tarte de fructe, macarons, dar și decorațiuni și aranjamente florale în culoarea anului create după tematica evenimentului, fie rafinată, conservatoare sau extravagantă. Buchetul miresei, decorul sălii, accesoriile și aranjamentele florale sunt piese din puzzle care redau atunci când sunt îmbinate cu experiența și creativitatea imaginea unei nunți de nu au lipsit nici invitațiile personalizate, sticlele și mărturiile, serviciile foto și serviciile video profesionale, cabine foto și mărturii magnetice, dar și sonorizare, DJ, artiști și formații, saloane de nuntă sau chiar destinații exotice atractive pentru luna de miere. Pentru întreaga durata târgului, vizitatorii au avut parte de fotografii gratuite la cabinele foto, dar și șansa de a câștiga premii valoroase la tombolă, astfel toți cei care au vizitat în weekend târgul de nunți din Shopping City. Suceava și-au încercat norocul pentru premiile puse în joc, ședințe foto de cuplu, pahare de miri și buchete de mireasă, servicii cabină foto, torturi de nuntă și onomastică, inel de aur de 14 carate, oferite de style biju, gheață carbonică sau servicii de hairstyle pentru bărbați, dar și marele premiu, un recital de nuntă sau pachet complet valsul mirilor. Câștigătorii urmând a fi anunțați pe pagina de Facebook a târgului de nunț, Trend Mariaj.